Robeasca, comună europeană. Așezată în zona de câmpie, în partea de est a județului, comuna Robeasca a beneficiat de proiecte menite să-i asigure dezvoltarea, aducând-o la standarde europene. Domnica Vlad, edilul comunei, a reușit să transforme radical viața locuitorilor ei prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor locale, prin atragerea și utilizarea rațională a tuturor fondurilor financiare, astfel încât după implementarea proiectelor, cetățenii comunei să beneficieze de toate utilitățile necesare unei vieți decente. Drumuri asfaltate, apă potabilă și canalizare și iluminat public modern. În ceea ce privește infrastructura rutieră, comuna beneficiază de drumuri asfaltate și modernizate în satele Robeasca și Moșești, care asigură o bună desfășurare a traficului rutier. Modernizarea unui drum comunal, 251, care face legătura între satul Moșești și satul Robeasca, pe o lungime de 3,9 km. Pentru asfaltarea unui drum comunal de 3 km 900 metri există proiect și finanțare. Asfaltul este făcut, mai am de făcut rigolele. Pentru îmbunătățirea mobilității pe drumurile agricole s-a depus, de asemenea, un proiect de modernizare a acestora. Pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole și modernizarea drumurilor agricole pe o lungime de 7,5 km, tot în comuna Robeasca. Educația a fost și ea prioritară. S-a reabilitat grădinița Moșești prin refacerea acoperișului și fațadei, s-a modernizat magazia școlii Robeasca și s-a realizat sistemul pluvial al acesteia. Renovare energetică moderată a școlii gimnaziale din comuna Robeasca. Licitație în derulare pentru altă investiție, dotarea cu mobilier și material didactic și echipament IT pentru școala gimnazială Robeasca. Transportul elevilor se desfășoară cu microbuzul școlar. În ceea ce privește sănătatea, s-a realizat un cabinet stomatologic pentru cetățenii celor două sate, Moșești și Robeasca. S-au făcut investiții importante pentru reabilitarea și dotarea cu mobilier a incintelor primăriei și împrejmuirea acestora. Pentru siguranța cetățenilor, s-a implementat sistemul de supraveghere video în ambele sate. Pentru eficientizarea consumului de energie electrică a comunei Robeasca, este în implementarea contractul de instalare a unor panouri fotovoltaice. O altă investiție la care așteptăm să fim invitați pentru semnarea contractului se cheamă eficientizarea consumului de energie electrică în comuna Robeasca, județ Buzău, prin instalare de panouri solare fotovoltaice în vederea devenirii independenți din punct de vedere energetic. Deoarece voi primi un microbuz școlar cu încărcare electrică, mi-am propus pentru comunitate două stații de încărcare electrice. Suntem la licitație, proiect plus execuție. Pentru protecția mediului s-a realizat o platformă de depozitare gunoi de grajd pentru cetățenii comunei. Pentru colectarea gunoiului menajer s-a achiziționat o mașină de gunoi. Comuna beneficiază de o presă pentru deșeuri de hârtie, plastic și doze. De asemenea, la Căminul Cultural s-a instalat un sistem de climatizare și urmează, tot aici, înființarea unui parc de joacă pentru copii. I-am pus un foișor, am făcut o împrejmuire, am pus gazon, urmând să aduc dotarea. Și pentru satul Moșești s-a depus un proiect de realizare a unui parc. Între monumentul de la Moșești și Biserica Moșești, înființarea unui parc pe 2000 de metri pătrați. Pentru activitățile sportive, s-a construit un teren prevăzut cu nocturnă și gazon artificial. S-a încheiat contractul pentru schimbarea sursei și tratarea apei în vederea îmbunătățirii calității acesteia din sistemul centralizat al comunei. Schimbare sursă și tratarea apei în vederea îmbunătățirii calității apei din sistemul centralizat al comunei Robeasca, județul Buzău, astfel încât cetățenii să bea apă de la robinet și să nu mai cumpere apă. Tot pentru comunitate se va întocmi planul urbanistic general al comunei. Și, nu în ultimul rând, un proiect major pentru modernizare și o sursă a atragere investitori în zonă este înființarea și extinderea sistemului de distribuție a gazelor. Înființare, sistem de distribuție gaze naturale în comuna Robeasca, satul Robeasca. Deja concesionarul distribuției este ales, sunt în colaborare cu comuna Jirlău și comuna Galbenu. Stația se află pe raza comunei Galbenu, deci comuna Robeasca va beneficia de același sistem de gaze ca și în cele două comunități, Galbenu și Jirlău. Urmând ca extinderea să o fac pentru satul Moșești. Pentru locuitorii comunei Robeasca, viitorul sună bine.